Pentru 2021, ce granturi vor fi acordate? Cât, care este suma totală pentru IMM Factor? Pe IMM Factor aici am prevăzut undeva la 300 de milioane, dar programul cel mai, să zic, bugetat pe granturi este Agroinvest. Față de IMM Invest, la Agroinvest avem plafon de garantare 1 miliard. Așteptăm să, dar cu posibilitatea de, fiind un subprogram al IMM Invest, să realocăm plafonul de garantare, unde avem 14 miliarde. De exemplu, dacă se consumă 1 miliard din Agroinvest, putem realoca din IMM Invest, că e un subprogram. Aici, deosebirea față de IMM Invest este 1. Perioada de grație. Perioada de grație la IMM Invest este de 1,5 ani, adică nu plătești nimic, nici nu rambursezi, 1,5 ani. La IMM Agroinvest avem 2 ani de zile, ai perioada de grație. Și intervine acel grant, adică 10% din credit, dar nu mai mult. Acum s-a dublat, 800 de mii, s-a dublat de la 300, 600 de mii. Este alocație nerambursabilă. La fel o vom prinde din bugetarea din Planul Național de Redresare și Reziliență. Deci e programul care are 10%, adică avem 100 de milioane de lei în primă fază, adică 10% din plafonul de garantare vor fi acordate în proporție de granturi. Bun, acum ne mai rămâne doar să avem un buget, da? Un buget trecut care... și de Parlament. Ce credeți că va sustenabil trece acest buget de Parlament? Da, nu are cum să nu treacă. Este un buget echilibrat, un buget sustenabil, un buget care încurajează investițiile și, așa cum am spus, majoritatea cheltuielilor care erau la bugetul de stat au fost transferate în Programul Național de Reziliență și Redresare. Pentru că ăsta este rolul unui guvern. Adică de la bugetul de stat nu trebuie să asigur decât acele cheltuieli curente de care are statul să funcționeze. Restul, investițiile. Ați văzut că anul 2020 a fost un an record în ceea ce privește investițiile. La fel și anul acesta. Avem deficitul pe 2021, un buget cu 7,16%. Deci un buget echilibrat, în primul rând, un buget care pune baza pe investiții și ceea ce am spus la început, va avea un impact fiscal, adică trebuie să ajutăm întreprinderile mici și mijlocii, cei care își plătesc contribuțiile la bugetul de stat, astfel încât să-i ajutăm să supraviețuiască. Da, și să întoarce, deci la 350 de milioane cât a plătit prin IMM Invest statul, de la bugetul de stat, dar atenție, acești bani vor fi recuperați la Comisia Europeană, să se întoarcă la buget 13 miliarde. Acesta este rolul, să spun, al instrumentelor financiare. De asemenea, în Programul Național de PNRR, 80% din instrumentele financiare sunt astfel de instrumente, adică garanții în nume și constat, dobânzi zero, alocații nerambursabile, iar 20% sunt granturi, adică bani în care întreprinzătorul practic nu participă cu nimic. Nu mai sunt, să zic, sustenabile acest tip, pentru că în momentul în care tu nu ai o responsabilitate și acei bani sunt fără, să zic, o responsabilitate, fără un efort al tău, sunt bani nerambursabili. Care îți vin oricum. Da, și care până la urmă nu sunt monitorizați. Pe când dacă încercăm să îmbinăm acest mix garanții de stat, garanții în nume și cont propriu, cu credit bancar și cu alocație financiară, deja banii sunt mult mai bine economisiți, investiți în economie și ai un control, o monitorizare. Pentru că nici banca nu te va lăsa să intri în insolvență, pentru că nu mai are de unde să recupereze banii și nici statul nu aruncă banii pe fereastră. De aceea, la nivelul Uniunii Europene, tot ce înseamnă, eu vorbesc de tot planul de reziliență și redresare a economiei a Uniunii Europene, 80% sunt pe astfel de instrumente financiare.